Bună ziua, sunt Loredana Mihai, iar astăzi o avem invitat alături de noi pe doamna Georgiana Costea. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mă bucur să vă revăd. Da. Povestiți-ne puțin cum ați petrecut această perioadă de izolare, practic, cauzată de pandemia de coronavirus. În familie, acasă, am făcut lucruri pe care nu le mai făcusem de mult, să stau acasă. Am uitat la foarte multe filme, da, am și lucrat online cu elevii, am studiat, am învățat repertoriu nou. Pentru mine nu a fost o izolare, mai ales că stau la curte, am putut să ies de câte ori am dorit, nu... chiar mi-a plăcut această perioadă. Da, mai lungă dacă ar fi fost, poate era o problemă, dar a fost bine. Nu v-au lipsit spectacole, să spunem? Da, din acest punct de vedere, da, au și fost anulate spectacole și o plecare în Italia a fost anulată, dar am luat partea pozitivă, am luat plusurile. Am preferat să stau cu cei dragi. Cu familia. Da, strict cu familia, pentru că cu prieteni nu. Da. Am stat noi acasă și atât. Și vorbind de spectacole, în aprilie îmi povesteați la interviul trecut că aveți programate două spectacole. Două spectacole în Constanța aveam programate, da. Evident că au fost anulate, nu s-au putut. S-a încercat cu unul dintre proiecte să fie făcut și în mediul online, dar nu se poate, era prea complicat. Și cei care organizau au hotărât că le vor reprograma pentru septembrie. Unul este deja programat pentru 27 septembrie. Acum să vedem, să sperăm că putem păstra data. Știți locația? Încă nu pot să spun multe detalii. Atunci pe parcurs? Evident. Și mi-ați spus de cursurile cu micuții, le-ați susținut în această perioadă online? Online, da, pe platforma Zoom. Și cum a fost? Cum a fost interacțiunea? Mai dificilă? Diferă. Ținând cont că orele de pian se desfășoară individual, am stat câte o oră cu fiecare pe online, dar depinde de nivelul de pregătire al copilului în ceea ce privește partea muzicală. Cei mai avansați, cu cei mai avansați a fost mai ușor. Cu începătorii mai greu, pentru că e foarte greu până nu îi arăți fizic, nu îi pui mâna pe pian și poate eu țin foarte mult și de exemplificare. Consider că prin exemplificare poți să-i arăți mai mult și poți să-l faci să-și dorească să studieze. Așa dacă el doar încearcă o dată, de două ori, de trei ori și vede că nu reușește, în acel moment s-ar putea să abandoneze. Dar dacă îi arăți cum sună piesa respectivă, îi cânti 30 de secunde, nu mai mult, e fascinat și zice, vreau și eu. Și în acel moment studiază mai mult. Dar dacă vede că nu iese, e mai greu procesul de învățare. Și diferă și de vârstă, de exemplu, da, dacă cu siguranță. Bine, mă gândesc că dacă sunt micuți, chiar la 7 ani percep într-un fel, la 10 ani, chiar dacă sunt anul întâi de pian, evident că e un alt nivel de percepere. Îmi povesteați în interviul trecut că aveți și cursanții mai în vârstă. Da. Ați susținut cursurile acestea online și cu ei? Cu cursanții mai în vârstă, da, dar nu atât de frecvent cu cei mici. La fel, au preferat să facă alte lucruri. Vom recupera orele respective. Am înțeles, și cu cei micuți, adică cred că le săptămânal interacțiunea a fost, da, cu dumneavoastră. Dar și pentru mine era o bucurie să ne vedem săptămânal, că au fost săptămâni în care era ora fixată. Au fost dăți în care au mai fluctuat în intervalul orar. Normal că era o bucurie, mai ales că erau mult dornici să-mi spună, dar știi ce am făcut? Da, m-am jucat, da, am făcut asta. Am avut o micuță, venea, de fiecare dată umplea pianul de ursuleți. Ne jucam cu ursuleții, prima oară vorbeam cu ursuleții, după aceea făceam ora și ursuleții învățau și ei pian. Așa am lucrat, adică 7 ani. Ați, nu știu, format o relație mai presus de cea profesor și elev cu... Chiar și la clasă încerc, cu cei cu care funcționează, pentru că uneori dacă relația depășește bariera profesor-elev, s-ar putea elevul respectiv să nu mai fie atât de atent. Dar sunt elevi cu care merge invers.
cu cât te împrietenești mai mult, cu atât îl faci să studieze mai mult. Acum depinde de copil, depinde de fiecare. Să-i studiați întâi, da, în departamentul fiecăruia. Și aproape de data de 1 iunie, ziua copilului, știu că ați organizat împreună cu Primăria Eforie un festival online. Da, un festival online. A fost o experiență foarte frumoasă pentru mine, experiență din care am avut multe de învățat. Este primul festival pe care l-am organizat eu de la cap la coadă. Evident, au fost și persoane care m-au ajutat. Am avut sprijinul primăriei și a domnului primar. Un festival cu 60 de participanți, copii care fac muzică și pictură doar la școală generală, nu copii care studiază muzica, cum sunt cei de la Teodor Burada, unde predau. Și am descoperit copii cu foarte mult talent în Eforie. A fost destinat copiilor din Eforie. Și ce premii au fost? Au fost premiile de excelență și pentru pictură și muzică, după aceea premiile 1, 2, 3, premiile speciale și diplomele festivalului, diplomele de participare. Fiecare copil a primit câte un cadou, diplomă și cadou. Evident, premiile principale au primit microfoane, șevalet la pictură. Au fost bogate premiile, din punctul meu de vedere. Amintindu-mi când participam eu, copil fiind, la concursuri de muzică, premiile au fost costisitoare. Și având în vedere restricțiile încă active, nu se știe când se vor lua cursurile sau festivalurile, v-ați mai gândit să organizați vreun festival pentru copii online? Cu drag. Dacă sunt solicitată, cu drag particip și mă implic în așa ceva. Mai ales că îmi plac foarte mult copiii și îmi place să lucrez pentru copii. Evident, prima mea dragoste, să o spunem, este scena. Prefer să merg eu să cânt, să studiez eu cu mine. Dar foarte mult îmi place și lucruri cu cei mici. Acum, în această perioadă, presupun că mai mult o să vă implicați în... Da, în astfel de activități. De cântat e foarte greu. Să sperăm că în septembrie reușim. Ar trebui în septembrie, plecarea din martie s-a amânat pentru 1 septembrie. Dar să vedem care va fi situația. Nu știu. Ne mai povestiți puțin experiența dumneavoastră pe scenă ca soprană. Nu știu, cea mai care v-a rămas în suflet, care a fost, bine, presupun că toate, da, sunt, dar una care v-a marcat. La debutul meu în 2014, la debutul meu în Suzuki, Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, nu știam care va fi numărul de spectatori, știam că se va ține într-o piață foarte mare, San Gimignano, din Italia. Era locul unde inclusiv Andrea Bocelli făcea concerte frecvent. Numai când am auzit acest nume am fost onorată. Și după spectacol am avut surpriza ca oameni care nu mă cunoșteau, era la debutul meu în această operă atunci, să vină și să știe deja cum mă numesc, să știe anumite date despre mine. A fost fascinant să-mi dau seama că oamenii au fost interesați să mă cunoască pe mine, georgiană. Și acolo, într-o țară străină? Într-o țară străină, o țară unde eu am obținut acest contract în urma unui concurs internațional. Nu mă cunoștea nimeni, eram o fată venită din România la un concurs și în urma acestui concurs am obținut contractul. Cu foarte mult talent. Eu cred că este mai multă muncă. Da, și talent, avem nevoie de talent, dar multă, multă muncă. Și muncă, perseverența, cred că este cea mai importantă, munca zilnică, studiul constant. Nu doar din când în când pot să studiez astăzi 10 ore și după aceea 2 săptămâni nimic. E egal cu zero. La mine nu funcționează, nu știu cum este la alți artiști, dar la mine nu funcționează. Și oscilați. Exact. Între orele pe care le predați și... Încerc să le învin. Ceea ce lucrez eu cu mine și să mă dezvolt eu ca artist, o fac acasă.
ori dimineața, ori seara, în funcție de cum îmi permite timpul, de ceea ce am de făcut zilnic. Doamna Georgiana, vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați acordat un al doilea interviu. Mulțumesc și vă mai așteptăm cu drag. Mulțumesc mult de tot! Thank you.